și executa silit. N-ai să facă. Să-l oblige, dacă are leapă, să-i facă poprești pe salar. Dacă, mă rog, să aplice legea asta. Greutăți are toată lumea, dar trebuie să înțeleagă că fiecare trebuie să contribuie. Dacă de bunăvoie nu se înțelege, atunci mai trebuie și mijloace de coerciție. Normal. Păi, nu știu, ori să nu beneficieze de serviciile de sănătate, ar fi o formă. Dacă tu nu contribui, de ce să beneficiezi de servicii gratuite? Lunar, la Casa de Sănătate, peste 300 de vasluieni vin să-și încheie un contract de asigurare medicală. Mulți dintre aceștia uită apoi să achite contribuțiile stabilite. Soldul datoriilor la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate privind contribuția persoanelor care realizează venituri din activități independente, persoane care realizează venituri din agricultură, persoane care se asigură facultativ, este de 1,2 milioane de lei. Casa de Asigurări de Sănătate emite în continuare somații, în luna martie fiind emise aproximativ 200 de somații pentru persoanele care nu-și achită datoriile în termen. Se identifică și se blochează conturile până la recuperarea debitelor. Conducerea Casei de Sănătate continuă verificările pentru a vedea dacă toți asigurații sunt cu plata contribuției la zi. Săptămânal sunt trimise somații celor care uită că mai au de achitat și datoriile.